Putea lipsi cafeluța? Nu putea lipsi cafeluța, mai ales că asta e din Spania, de la Alexandru din Spania. Mulțumesc! A fost pe buymeacoffee.com/NicuBendea și a dat o cafea. Mulțumesc, Alexandru! Mulțumesc pentru cafelele ce or să vină, amin! O guriță și trecem la treabă. A sunat clopoțelul? Înseamnă că v-ați abonat. Mulțumesc și vouă. Sunteți zi de zi tot mai mulți, tot mai interesați de ce postez aici. Văd asta și din comentarii. Mă rog pentru voi, mă rog pentru toată lumea să fie bine. Ați văzut ieri record de decese. O grămadă de români, din nefericire, au părăsit această lume pentru una, nu știm cum o fi, dar să sperăm mai bună. Nelu Tătaru, idolul meu în materie de coafură, ministrul sănătății, domnul Nelu Tătaru, ne-a spus că ceea ce este sub 15 minute nu poate fi considerat contact. Deci, sub 15 minute nu-i contact. Asta a zis să nu ne sperie, dar asta a dat apă la moară doamnelor și domnișoarelor din viața noastră. Sub 15 minute nu-i contact. Ți-am zis eu? Mersi, Neluțu Tătaru. Hai să trecem un pic de 15 minute să putem să zicem și noi că am avut contact. Da. Mulțumesc frumos, Nelu Tătaru, care a mai zis ieri o chestie foarte importantă, mai precis a recomandat un medicament. Antiguvid, un medicament care e bun, e excelent, e grozav, dar nu se găsește pe piața farmaceutică din România. Adică, așa cum am zice și noi, că e viață pe Marte, dar n-am putea să vedem, să verificăm treaba asta. Nelule, Nelule, te-ai dat și tu cu politicienii, faci promisiuni în vânt care mă fac să plâng. Până la urmă rămânem la vitamina C, la vitamina D, la o horincuță și zinc, produse pe bază de zinc. Să devenim adevărați Iron Man, vorba lui fiul meu cel mare, Iron Man, să nu se atingă nimic de noi. Tablă zincată, ignifugă. Curge apa pe noi, trec toate relele pe lângă noi. Ne bazăm pe vitamine și ne bazăm pe credința în cel de sus, că până vine vaccinul, până o să vină alte tratamente, stăm cu minți și sperăm cafea de la Ale Alejandro din Spania. Hola Alejandro, tu ești un bueno amigo. Mulțumesc de cafea. Asta e. Cum vine? Din Dubă în Dubai sau din Dubai în Dubă? Alex Body, fostul, eternul, viitorul și probabil ultimul iubit cu adevărat al Biancai Drăgușanu, a fost ieri ridicat de mascați. Să vadă și el cum e să fie ridicat, nu numai să ridice el la fileu câte un pumn. Da, 24 de ore a fost reținut, asta înseamnă că în 24 de ore Bianca Drăgușanu sau altă iubită de-a lui n-a luat niciun pumn. Acum, mie mi se pare că e bănuit pe nedrept domnul Alex Body pentru proxenetism. Nu cred. Eu cred că el era traficant. Trafica gazeta matematică. Să vedem. Lăsăm justiția să-și urmeze cursul. Cert e că Bianca Drăgușanu, cu o zi înainte, a plecat în Dubai. El, la 24 de ore diferență, a fost săltat în Dubă. Vedeți? Din Dubă în Dubai lipsește numai o vocală. I! Duba, Dubai. Ce să facem? Măi, și pe când să așezaseră treburile între ei, între Bianca Drăgușanu și Bode, adică cum să așezaseră, ea îl părăsise și el se cuplase cu rusoaica aia, Radionova. Radionova, ia-te-l iubliu, Radionova, nu zaieți păgădi. A și zis domnul Bode, zice, cu Bianca Drăgușanu nu mai stau, că ai Rodionova. I-am roade, îmi roade banii. Acum Radionova rusoica, ea era mai tandră și mai cu cărțile pe față. Da, asta e. Greu și la ei, nu numai la noi. Pastrama în continuare nu e la modă. Săptămâna trecută ziceam că Pepe după 8 ani nu mai consumă pastramă. Ieri și Brigitte Pastrama a renunțat și s-a transformat iar în Brigitte Șfăț, fostă Năstase. Nu mai suportă, a zis că ea a luat calea lui Dumnezeu și nu mai suportă certurile, bătăile din familia Pastrama. Vedeți? În loc să mâncăm pastrama acum toamna, renunțăm și trecem pe chestii bio. De s-ar deschide și piețele, am avea de unde cumpăra. Dacă nu, luăm tot de până America de Sud și Madagascar. Borini, vă spune ceva numele Borini? Un fotbalist relativ bun, 29 de ani, în care mai avea multe de spus. Ați văzut că aseară Mitrea sau Mitru sau cum îl cheamă a debutat la 33 de ani cu gol în Națională. Deci ai făcut 40 de ani, poți visa la Naționala României.
Au jucat bine cu Belarusul, i-a zăzut, foarte bine. Dacă mai ținea meciul un concert de oră, se termina 5 la 5 și intrau în tie-break, 5 la 3. Da. O gură de oxigen, un pic de oxigen poluat, dar o gură de oxigen pentru Naționala României. Admir freza lui Mirel Rădoi, pe cuvântul meu. Cred că la ruletă își face freza, la boloboc, tot timpul. Da. Deci 5 la 3 cu Belarusul nu-i rău. Să vedem că mai urmează meciul cu Norvegia și cu Irlanda în zilele care or să vină. Poate, poate, hai să mai scoatem și noi un rezultat bun. Deviasem, pornisem de la Borini. Un jucător decent a trecut pe la Liverpool, pe la Milan. Și cei de la CFR mai că bătuseră palma cu el. Adică ce mai? La om i-a convenit salarul, i-a convenit să vină la CFR, că de, e o echipă destul de bună, dar nevastă a zis, eu nu vin în Cluj. Nu face vântul cu pomul ce face nevasta lui Borini cu omul. Da, ea a zis că nu. Păi nu ți-i rușine, doamna Borini? Ce ai tu cu Clujul? Nu-i frumos Clujul? Că din Sânicoară până în Gilău, e tot un Cluj. Avem Borhanci, avem Someșurece. Pătătele avem aproape. Dacă vrei, te duci la Doda Pili, te duci la Cheile Turzii. Ce nu-ți place în Cluj? Avem două moluri și 70 de benzinării. Ce nu-ți place? Ce găsești numai în străinătate și în Cluj nu găsești? Huo, rușine! Ăla, săracul fotbalist, până în primăvară nu mai are nimic de jucat. Pe lângă că a ratat un contract bun, mai stă și pe gura nevestei. Dar ea cum își alege echipa soțului? Ia harta și pune degetul. Aici vreau să joci. Da, cafea de la Alexandru din Spania. Hola! Es muy buena! Așa-i, domnule. PNL-ul se erodează. PNL-ul se erodează, potrivit ultimului sondaj. PNL-ul nu trece acum de 32% în intenția de vot. Și când te gândești că aveau spre 40%, trebuie să facă ceva domnul Rareș Bogdan. Rareș B să-și mai pună batistuță, să-și pună usturoi în chilos, nu știu ce să facă, slab, spre 30%. În timp, PSD-ul a urcat. Aveau cât? 21-22, acum au 29. Ce înseamnă opoziție? Să nu faci nimic, să critici numai. Adică fac de făcut ceva, fac. Că și ieri în Senat trebuia să treacă inițiativa aia. Aia propusă de USR fără penal în funcții publice. Și au făcut ce au făcut, dar mai bine zis n-au făcut și n-au îndeplinit cvormul. Așa că inițiativa asta a USR-ului nici măcar n-a intrat în dezbatere. În spatele ușilor închise, useriștii și cu peneliștii se ceartă între ei. Se ceartă între ei, dau vina unii pe alții pentru blat cu PSD. În timpul ăsta, Ciolacu, domnul care până la 37 de ani n-a avut nicio meserie și după 37 de ani a intrat în politică, stă, râde, bine mersi, partidul îi crește în sondaje. Vedeți? Curvei politica asta, cea mai veche meserie din lume. A zis și domnul Fenechiu. Domnul Fenechiu ăla care în ședințe pe Zoom, atunci în marea izolare, bea whisky. Când erau ședințele în Parlament. Zice, prioritatea noastră după alegeri nu e o alianță cu USR Plus, e o alianță cu UDMR și cu PMP. UDMR-ul, știm, vechea matroana politicii românești. Dar și PMP-ul? PMP-ul cotat undeva la 7%, Pro-România 6%, UDMR-ul 5%. Nici UDMR-iștii nu se mai înmulțesc cum se mulțeau pe vremuri. Deci situația este ciudată. Nu știu ce alianță se va face după alegerile din 6 decembrie, eu cred în continuare că PSD-ul va avea un cuvânt greu de spus. Un cuvânt greu de spus, vedeți ce înseamnă. Au stat la putere un an și deja s-au erodat. După un an, guvernul PNL s-a erodat. Ca blugii aia turcești, de zici că erau dați cu cărămida pe genunchi. Perioada n-a fost ușoară de guvernare, dar nici ei n-au făcut prea multe. L-au ținut în strună în cuvânt pe președinte, s-au contrazis anumite teme cu realitatea și cu noi implicit, au dat niște hotărâri care n-au prea fost pe placul românilor, n-au gândit ei treaba. Știau, domnule, din ianuarie, februarie, ce o să fie în anul ăsta? Nu au luat nicio măsură în spitale, vedeți, spitalele gemă, la capacitate maximă, personalul medical supraobosit, supra-solicitat și asta e. De contul politic. Ei se pregătesc de alegeri, dar nu știu care va fi rezultatul. Între timp, Dacian Cioloș speră într-o România fără hoție. Niște politicieni, nu știu din ce județ, au zis, zice, bă, să scoate sloganul ăsta, că e jignitor pentru noi toți. O România fără hoție, asta înseamnă să nu mai avem parlament, să nu mai avem partide politice. Dar să avem o cafea bună. Mulțumesc, Alejandro din Spania. buymeacoffee.com/nicubende. Acolo vă aștept pentru inspirație.
O zi superbă vă doresc și aștept comentariile voastre să ne continuăm discuția și după ce se termină acest video. O zi extraordinară, mâine Black Friday! Pregătiți-vă plasele și cardurile să luați ieftin și să folosiți scump. Numai bine!